Incendiu de proporții la un depozit de autovehicule pentru dezmembrări de la marginea Craiovei. Pompierii s-au luptat timp de peste 4 ore cu flăcările, fără a reuși însă să stingă incendiul. Focul a izbucnit în jurul orei 10:30 în cartierul craiovean Bariera Vâlcii. Pentru că în depozitul auto se aflau pe lângă mașini și foarte multe cauciucuri și mase plastice, totul s-a aprins cu repeziciune. Angajații au sunat imediat la 112, iar pompierii au intervenit de urgență cu mai multe autospeciale, cu apă și spumă. Potrivit jurnaliștilor de la ziarul de Craiova.ro, acțiunea pompierilor a fost însă îngreunată de faptul că hidrantul din zonă nu funcționează. Nu merge hidrantul? Nu merge hidrantul? Compania. Apa? Da. Păi, dement. De ce a oprit-o? Pe mine m-a întrebat. De ce a oprit? Compania, da. Locatarii caselor din zonă au intrat în panică deoarece flăcările sunt la doar 10 metri de prima locuință, iar în apropiere se mai află alte câteva gospodării. Dau înăuntru foc la cauciuc, doamne, să nu le supraveghează. Hai atent, că nu e cum a... Nu, e viu. Nu, e cum a atât când ia foc. Mai la foc, da, asta... Dar nu așa rău, atât cum a atât când ia așa rău. Dar când ia câte de zile de cineva, nu? Dacă până nu luăm foc, tot nu cine dă foc la cauciuc? Ei nu. Însă pompierii dau asigurări că focul este sub control. Se ard în principal materiale combustibile, însemnând cauciucuri, anvelope, mase plastice și deșeuri. Suprafața este destul de mare, aproape peste 1600 de metri pătrați. În momentul de față, după cum vedem cu toți, e pericol de extindere. Nu, într-adevăr, sunt și case pe partea de nord-vest și pe partea de sud, la o distanță semnificativă, este termocentrale C2 Craiova. În momentul de față nu există pericolul de a se propaga către case sau către termocentrale. Autoritățile încearcă să determine cauza exactă a incendiului, însă din primele cercetări se pare că focul a fost pus intenționat.